Scumpirile îi obligă pe românii să se îndrepte către alimentele mai ieftine, dar și mai proaste din punct de vedere calitativ, astfel încât oamenii mănâncă deja și mai puțin sănătos ca înainte, când ne aflam oricum în topul alimentației nesănătoase. Românii trebuie să mănânce, chiar dacă alimentele s-au scumpit extrem de mult în ultima perioadă, iar pasul logic este să se îndrepte către produsele mai ieftine, dar și mai nesănătoase. În condițiile care viața vine din ce în ce mai grea și toate, eu știu, produsele astea pentru hrana populației sunt din ce în ce mai scumpe, e normal ca să te gândești să cauți produse mai ieftine, chiar dacă nu sunt de bună calitate, ca să poți să supraviețuiești. E în firea lucrurilor, n-ai ce face, asta este, ești obligat. Numai cei care au bani mulți, aia pot să-l spun, dar cei care sunt ca noi, cu pensii, eu știu, și cu venituri mai mici, nu-ți poți permite decât numai să găsești ceva mai ieftin. Asta este, e viața, îți impune să iei asemenea măsuri, că n-ai ce faci. Mai ieftine, că nu avem bani, de unde? Trăim, vai de mamă și eu. Nivelul de trai scăzut înseamnă și consumul de alimente de proastă calitate. Statisticile arată că românii nu își permit să cumpere prea multă carne și compensează cu pâine. Alegem, doamna mea, cum să nu? Ce e mai ieftin, că nu e bani, că n-avem serviciuri, n-avem pensie. Și trebuie să alegem mai ieftine, că se poate mai ieftin. Sunt mai proste, dar astea nu ne ține buzunarul. Mergeți la cumpărături, luați doar strictul necesar? Da, da. Cumpărăturile ce ne trebuie. Normal că n-avem cu ce să placim, că banii, pensia, tot soțul meu e anticap. Cu ce Dumnezeu să placim? Simțiți scumpirile? Da, da. Simțim foarte mult. S-a scumpit acum toate. S-a îngreunat traiul dumneavoastră. Da, s-a îngreunat. Cum se vede la toată lumea, că trăiesc tot din ce mai rău vin, tot mai greu ce împiți acum. Mezelurile cu 20% carne, pline în rest de zgârciuri și aditivi, au devenit alternativa mai ieftină în războiul cu prețurile exagerate. Cel mai periculos este parizerul, procesat mai ales din resturi animale, precum piele de pasăre, emulsie din șorici, cartilagii și peste 19 aditivi. În condițiile în care se estimează că inflația va trece de 10%, tot mai mulți clienți sunt tentați să pună prețul înaintea calității atunci când fac cumpărături.